Să încep cu ajutorul de mască. Ajutorul. Pe ăsta vi-l prezint eu. Îl cunoașteți. Doamnelor și domnilor, Alexandru Maria Sarșinel! Maestre! Maestre! La mulți ani! Bună seara, atenție! Ajutor de mască! Ajutor de mască! V-a luat câteva zile bune să repetați momentul care urmează împreună cu... am înțeles. Sire, doar atât vreau să vă întreb. Maria ta. Da. Ai nevoie de ceva? Da, aș avea nevoie de un castel și... Hai cu castelul la vedere, hai să se vadă castelul aici. Bun, stați așa cu castelul. Haideți în fața castelului, noi suntem în afară. Trebuie să recunoașteți masca ce va apărea aici în câteva secunde. Atenție la mască! Avem castelul și acum aveți nevoie... Parcă aș mai avea nevoie de ceva. De mama mea. Maria ta! Mama e de treabă! Mama lui Ștefan cel Mare! Să vină masca! Micuță. Nu cred că o să recunoașteți masca asta. Din clipa asta, doamnelor, domnilor, dumneavoastră, recunoașteți vedeta din spatele măștii. Succes! Și în palmă. Eu sunt mama lui Ștefan cel Mare. Da. Tu știi și cine ești. Eu sunt mămucă Fănică. Fănică, fiul tău dorit. Tu ești panică. Și nu mă mai sudui așa de tare când au turci, mamă. Ți-a adus gură, ți-a să aminte că ești tu o mamă nenoroșitule. Mămucă! Mămucă, mă urmăresc turcii. Să te urmărească, mă! Aha, când ai nevoie de mine, fugi repede la mamuca, da. Dar să trimiți și mie o sârmă, ca să știi că eu sunt ghene, nu ești în stare, mă! Mamuca, astăzi, după cafteală, chiar aveam de gând să-mi iau Steven, mamă! Săracul de el mincinos, Fănică, n-ai zis tu că vii mama acasă, da. Sâmbăta trecută? Ba da, mamucă, dar sâmbătă m-am luptat cu turșii, mamă! Păi și sâmbătă noapte te-ai luptat, Fănică? Mămucă! Și duminică te-ai luptat, Fănic? Mămicuțo! Și toată săptămâna ai te-ai luptat, Fănic? Mămică! Mămică! Nu mai plângi, mămică! Se apropie mami. Turcii, mămică! Nu te plasă să apropii, prefăcuturile! Nu! N-am pus o țadru de mâncare în gură! Să nu cumva să mă opresc cu gura plină! Da. Când vii, nu-ți poți purta de asta prin crai viu, mă! Care dai, mă? Mamă, n-am putut pentru că tu cine-au conjurat! Ia spargi și ia, mai curaj! Mai dă o dată, mă! Hai, mă, să arăt eu ții! Băi, diverești, băi! Ia, stai, mă, luat iar! Băi, stai, iar, dracu, să-ți ia! Ia! Băi, ia, vină! Băi! Tu știi cât poți fi îngrijorată? Cât, mamă? Dacă nu te-ai îmbrăcat ghini, dacă dormi dizvelit, dacă te bati vreun turc mai tare, ți-o dă la joale și fașă. Mamă, nu mă bate niciun turc, mamă, dar dă-mi voie în castel. Nu te bate niciun turc? Da, o brăzicătura aia din Mohamed, ce t-a făcut, ai? Ce t-a făcut? Te-a scos de mâna lui Moni ca o cârpă, mai! Mă bucă, lasă-mă,
Și spune-mi ce mai faci, Matan, ești bine? Bă, dar prefăcut, mă, ești bine. Nu-ți ghiri, mă, nu-ți ghiri, Fanic! Nu? Sunt bolnavă, Fanic! Mai bine ești bolnavă, mă, bucă, pentru că n-ai mâncat, nu? Că ție când îți scade glicemia, devii melancolică. Sunt Bate-te iar norocul, Stefan! Dă-mă tu! Așa! Omoară! Băi, băi, băi! Fănică, ce vitează ești, mamă! Te bați toată ziua! Mai, adică mai mult mănânci bataie decât te bați. Așa, că ești bataușă în casator, tu nu ești. Da, da. Așa, și că ești pus pe șeartă, pe grășeavă, vii acasă, prin divânat tăi, din bubi, din tăieturi. Da, chiar da. Dacă ești dur în Moldovii, da. Eu te-am pus pe o liță când făceai, știi tu ce faci. Doamna Buca, taci, taci că te-au turcii, mă, Buca. Când făceai pe tine, cine te ștergea, Fanicuț, mă. Mă bucă că te-au întorci și tot vecine. Lasă să audă, să vadă ce băia căcașos am. Vai de mine. Când era teamă, da. Vintunerul, te băgai tu sub oghela mea la mămuca în față. Da, da, mă bucă, da, mă faci de râs, că râde lumea de mine. Te nu rog, te nu mai spun. Nu te faci de gură, că-s mămica ta, trebuia să-ți fii doar de mine, acum se rușine. Era. Te rușine cu mămica ta. Nu dar cine-ți făcea ție? Pileofior, supiță, când erai rașit. Zișine! Ma tale, mă, bucă, am înțeles, gata, de azi o să fac cum vrei tu. Să fac dar hai să intrăm în casă, că mi s-a făcut foame. Ce foame? Au, puiul meu, băiat, da, ai făcut-o pe mămica ta fericită. Da, dacă mămica e fericită, Fănică, atunci și Fănică e fericit. Da, da, așa cum... Mâncat de arpurișii! Și ajuns cu bebelușul meu se duce în casă și papa tot până când mămicuța lui duce și urechească pături și că l-au necăsit atât de mult. Mă bucă! Ia l-ai venit! Iartă-mă! Bate! Ia l-ai așa, mă! Ia l-ai venit, bate arpurișii să te ia! Ia l-ai așa, mă! Măi, bine! Băi, ia vină-o coașe, mă! Băi, băi, băi! Ia vină-o, mă! Ia vină-o! Bravo! Bravo, mămicuță! Bravo, mămuche! Da, dar nu dați să... Mămuca mea! Mămuca! Ștefan cel Mare, care e foarte mic! Vai de mine! Mă elughezi copilul meu! Mămicuța mea! Așa, m-ai salvat! Da, mămicuță! Dar cum am dat ceva de mâncare? Îți dau și ce l-am scurt! Hai că e... O tupic! E anul nou! Îți dau și duș! Mama lui Ștefan! Vrei să-i cuvidiți? Nu, 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 nu te mișca! Nu, auzi, că sunt mama lui Ștefan și mare curășa! Știu de existența ta, da, negru! Mă, luați castelul, luați castelul! Nu, luați castelul! Afară, mă, buc. Să nu-i vedeți dinții, să nu-i vedeți fața! Măia ta! Nu te rămas mari mulțumiri! La revedere! Ne-ai zis au Wiedersehen! Adică Valea! La revedere, măriată, gat! Stai, stai! Doamnelor, domnilor, dumneavoastră, cine e? Mai bine zici cine a fost! Un minut din clipa asta, un minut! Cine e fete? Uhuhu! Pepe! Ivașcu! Pepe, mă, Pepe! Nu mai spuneți nimic, mamă! Mamă, nu mai zi nimic! Da, nu cred! No. Da, da, da. 3 ore jumătate la machiaj, 3 ore jumătate. Găsiți varianta corectă, varianta corectă. Gata, bă, domnilor, domnilor. Benone, s-a terminat, Benone, s-a terminat, nu mă demasca, nu, că nu, că nu, Elodia, Capatos, Capatos e ăsta, sau Dani Osir. Nils, dăm banii, 5.000 de lei, 50 de milioane pentru echipa care
Descoperă varianta capatos, corectă, băi, 50 capatos. De milioane nu pentru cine natera. Descoperă Răzvan. Vedeta din spatele. Nu, nu mă, Răzvan nu, și cred. Dani, Dani Oțil. Băieții, băieții. Cred că e Dani Oțil. Mi-a zis. Ne, păi da, furați idei. Ivașcu. Alo, nu intră între dreapta. Capatos, capatos. Băi, Ivașcu. Cred că domnul doctor. Ivașcu zice domnul doctor. Nu e Ivașcu, nu e Ivașcu. Deci cu mine. Capatos, Ivașcu spun băieții, am închis, am închis propunerea lor. Știu eu, știu eu. Cunoscut eu. După voce. Marcel Pavel. După voce l-am cunoscut. Marcel Pavel, nu e după ce nu e. Gente, ia acută, zi ceva. Mergem pe cine, mergem pe... Marcel Pavel. Marcel, Marcel. Eu acută, eu acută. Pavel, scurum, fetele. Sigur e Marcel. Marcel, Marcel. Da, o acută, corect, ia. Marcel Pavel, spun. Vincero, bagă aia. Doamnelor și domnilor. Hai, hai, hai. Vedeta din spate. Vincero. O, oh, Dumnezeule, cât ți-a luat să stai la machiaj? Cât timp? 3 ore. 3 ore! E Pavel! Trei ore de machiaj, repetiție pentru numărul ăsta. Știi, ești un actor teribil. Serios? Negrule! Mi-am greșit cariera să se dă. Păi ai păcălit rău de tot. Da? Băi, negrule! Capatos ai? Vocea, ai. Vocea l-a trădat. Vocea. Vocea? Da, vocea. Și a fost absolut minunat ca actor. Accentul ăsta de mamă, nu știu, mai genul moldoviniesc. Moldoviniesc, dar trebuia un accent mai acut, așa, mai sprinatic. Și vorbești, vrei, ai fost Marcel, Pavel, revelăm de poveste. Hai mai departe.